Începând de mâine, 18 februarie, ora 8, județul Mehedin se află sub incidența atenționării meteorologice cod galben, ce vizează intensificarea levântului, valabilă până duminică 19 februarie, ora 20, conform informării transmise de către Administrația Națională de Meteorologie. Vântul va prezenta temporar intensificări cu rafale de peste 55-65 de km la oră și izolat 70 de km la oră. În situația manifestării vântului puternic, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă orice activitate desfășurată în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise care să le asigure protecția. Începând de mâine dimineață, de la ora 8, județul Mehedin se va afla sub atenționare meteorologică cod galben, ce vizează intensificări ale vântului, valabilă până duminică seara la ora 20. Sunt prognozate rafale cu peste 55-65 de km pe oră și izolat 70 de km pe oră. În situația manifestării vântului puternic, facem apel la cetățeni să rămână în spații închise care le asigură protecția și să evite deplasările. Totodată, parcarea autoturismelor se va face în zone ferite, la distanță de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care i-ar putea răni prin cădere. În situația în care persoanele sunt surprinse în zone deschise, trebuie să se îndepărteze rapid de zona în care se manifestă fenomenele și să identifice un spațiu care să le garanteze protecția. Dacă se află în autovehicul, trebuie să se îndepărteze pe cât posibil de zona în care vântul suflă cu putere și să rămână în interiorul acestuia purtând centura de siguranță. Să folosească numărul unic de urgență 112 doar atunci când viața lor sau altor persoane este pusă în pericol. Informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență sau alte date utile despre manifestarea fenomenelor meteorologice periculoase pot fi obținute prin accesarea portalului fipregătit.ro sau prin intermediul aplicației DSU, care poate fi descărcată gratuit din Google Play Store și App Store.